avantajoase și îți oferă consultanță de specialitate. Experiența în domeniu, calitatea produselor și comunicarea cu clienții sunt atomul pentru ca proiectele tale de suflet, mici sau mari, să devină realitate. Alege ce e mai bun pentru tine și familia ta. Alege Echi Deposit! Sunteți la început de drum sau pur și simplu vă doriți o casă nouă? Atunci nu avem soluția. Coneste Evolution, noul ansamblu rezidențial situat în Dacia. Complexul oferă peste 300 de apartamente și 353 de locuri de parcare, totul fiind gândit în jurul ideii de confort și siguranță. Îți poți alege interiorul apartamentului dintr-o gamă variată de finisaje puse la dispoziție de către dezvoltator. Peste 670 de familii locuiesc deja în ansamblurile rezidențiale Coneste Grand Residence din Tudor Vladimirescu și Coneste Vision din Nicolina. Tu ce mai aștepți? Te invităm să-ți vizitezi casa pe care ți-o dorești. Îngrijirea paliativă este o formă de respect pentru om. Pentru noi, nimic nu este mai important decât pacientul și familia sa. Lucrăm cu sufletul pentru a trata suferințele fizice, sociale, psihologice și spirituale ale celor care suferă de afecțiuni oncologice și non-oncologice în stadii terminale, demență vasculară și demență tip Alzheimer. La Spitalul Sfântul Sava și secția sa externă, Centrul Rezidențial Sfântul Anton, îl prețuim pe cel drag ție din respect pentru viață. Service multimarcă cu prețuri accesibile și o echipă de profesioniști? Vino la Phoenix Service! Fiecare manoperă este supusă unui control riguros al calității, iar siguranța clientului este prioritatea noastră. Efectuăm lucrări periodice de întreținere și mentenanță a autovehiculilor rutiere. Mașina ta este pe mâini bune cu noi. La orice problemă tehnică găsim minim o rezolvare. Te așteptăm la Phoenix Service pe calea Chișinăului numărul 132. Poza de final cu clientul fericit este obligatorie. Nu rata cărțile din noua colecție Top 10+. În fiecare marți, Ziarul de Iași vine la pachet cu un bestseller. Marți, 14 noiembrie, Ziarul de Iași îți oferă în exclusivitate 3 surori, 3 regine, de Filipa Gregory. Romanul de apă în povestea celor două surori ale lui Henric al VIII-lea, Margaret și Mary, și acumnate acestora Caterina de Aragon, dezvăluind rolul important pe care l-au jucat în Anglia acelor vremuri. 3 surori, 3 regine, de Filipa Gregory, la chioșcurile de presă de marți, 13 noiembrie, numai cu Ziarul de Iași. Proiect susținut de Fundația Antibiotice Știință și Suflet. Fii elegantă și feminină. Fii cea mai bună varianta ta în ținutele Simona by Simona Vasiliu. Alege calitatea în varietatea de ținute office și pentru evenimente. Alege să fii specială cu ajutorul brandului local. Stilul, croiul și modelele sunt create astfel încât să fii diferită și să atragi toate privirile. Toate la un preț corect. Noua colecție este deja în magazin. Te așteptăm în Iași pe Sfântul Lazar numărul 30 sau la numărul de telefon 0758-085-132. Thank you.
PSD vrea să blocheze toate reformele și de aceea avem nevoie de alegeri anticipate. Nu știu toată lumea, cred că am suferit cea mai drastică înfrângere între rând alegeri prezidențiale din 1990 până în prezent. A plecat pe guvernul Dăncilă, a venit guvernul Orban. Au 3 luni de zile de când au plecat. Nici o informație concretă. Acum, dacă ne rog, este 2027. Cine crede? Mulțime de minciuni, de fake news. Obiectivul nostru este ca pe exercițiul financiar tot ianuar 2021-2027 Autostrada Unirii să fie finanțată din fonduri europene. Că în următorul buget al Uniunii Europene nu mai sunt bani. Deci e probabil că e cea mai mare nedreptate și păcăleală pentru Moldoveni de după 1859 face, decât tot așteaptă să face ceea ce era normal să face. Viața e într-o continuă schimbare. Într-o lume plină de frică, fii curajos. Când predomină minciuna, fii onest. Dacă unora nu le pasă, fii plin de compasiune. Într-o societate cu prefăcuți, fii autentic. Lumea nu-ți poate dărui ce nu primește de la tine. Sunt Cezara Băleuță și vă dau întâlnire în fiecare seară la știrile Telenia și Regional. Trăim într-o lume a provocărilor în materie de securitate cibernetică. Orice subiect despre inteligența artificială creează emoții și anxietate pentru că nu suntem siguri cum ne va influența viața. Digitalizarea și automatizarea rămân procese pe care mulți le doresc, dar alții le blamează. La IT Zone, specialiștii din domeniu vă prezintă ultimele noutăți despre sisteme de aplicații software, inteligența artificială, roboți, dar și sfaturi pentru a nu deveni victime ale online-ului. IT Zone. Tehnologia are prioritate. Internațional al marilor evenimente de mod. De altfel, și luat amploare.